Bună seara tuturor, dragii mei! Mă bucur că ne putem reîntâlni în seara aceasta și vă spun din nou un bun venit la Străjerul, de unde Cuvântul Lui Dumnezeu pleacă către inimile noastre și către casele dumneavoastră. Vreau să-i mulțumesc în mod direct în seara aceasta lui Dumnezeu pentru că ne-a binecuvântat cu ploaie după atâta luni de zile în care a plouat foarte puțin. Vreau să vă spun că de azi noapte plouă continuă. Nu plouă tare, plouă mărunt, cernut și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această ploaie. Se anunță că va ploua toată săptămâna la noi, binecuvântat să fie Dumnezeu pentru acest bine pe care ni-l face. Că în alte părți încă nu plouă, este secetă, este foarte rău, Dumnezeu ne-a binecuvântat, am mai încetat și la noi puțin apa, dar nu a secat izvoarele și putem să avem apă de băut. Putem să ne facem treburile și începând de azi noapte Dumnezeu și-a revărsat binecuvântarea peste noi. Nu știu cum este la dumneavoastră, dar la noi Dumnezeu și-a revărsat binecuvântarea în măsură bogată asupra noastră. Râde grădina, râde câmpul, râde pădurea, râde întregul univers din jurul nostru al naturii pe care Dumnezeu, parcă și cerul zâmbește la bucuria pe care ne face Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru toate aceste lucruri, dragii mei. Cu toate că este o bucurie destul de minunată pentru noi, dar am văzut că pe aproape de noi, pe aici, prin prejurim, la Vâlcea, încă mai arde focul. La Maramureș, într-o parte l-au stins, în alte părți a izbucnit, în noaptea trecută, încă 3 focare. Vreau să vă rugați pentru niște frați de-ai noștri care locuiesc prin zona aceasta de pe la, undeva pe la Severin, pe aici, nu știu, pe Herculane. O soră de-a noastră a prins focul și a bătut vântul, a luat focul pe sus și apoi s-a aprins vegetația care era împrejur și peste 50 de hectare, 100 de hectare de pădure a luat foc, a luat casele unor frați și vreau să vă spun că frații noștri trebuie într-o situație grea. Vreau să vă spun că au fost astăzi chemați la audieri, la parchet. Este greu, trebuie situații grele. Domnul să se îndure de ei și am o rugăminte la voi, dragii mei. Când vedeți că se întâmplă lucrurile acestea, nu aprindeți focurile. Lucrați cu înțelepciune și pricepere. Fiindcă toate aceste lucruri dăunează grav sănătății, bunurilor materiale și celor din jurul nostru. Deci vreau să vă spun că frații noștri sunt chemați la audieri și trebuie situații grele. Ei și-au vândut casa pe la Calafat undeva pe jos și apoi și-au cumpărat la Herculane și-au făcut acolo. Nu știu dacă ei mai au casă, n-am întrebat ce s-a întâmplat, dar oricum este foarte, foarte greu. Pământul acesta este cuprins de teroare, într-un fel sau altul, de grozăvia nenorocirii, inundații, probleme, necazuri, suferință. Vorbeam cu cineva zilele acestea, aceea, frate Liviule, ne-au secat fântânile, nu mai avem apă de băut, trecem prin situații grele, pământul a crăpat, și la noi se uscase pământul, l-am săpat alaltări o jumătate de metru chiar mai bine și vreau să vă spun că la distanța aceasta în pământ era țărână. Nu mai era apă de rezervă în sol. Mă mir cum au mai rezistat pomii. Oricum se anunță că în curând scad temperaturile, 6-0 grade, coboară jos. Dacă prindea pământul în vremurile acestea cu secetă, frigul care va veni, în momentul acela toată natura, tot ce este, toată vegetația, pomii, fructiferi și ceilalți puteau să moară cu totul și să nu mai fie absolut nimica. Dar Domnul știe ca la vreme potrivită să se îndure de copiii săi și să le poarte de grijă. Domnul ne iubește și este alături de noi în orice moment și în orice clip a vieții, dragii mei. Vremurile se schimbă, situațiile se schimbă,
oricum, după alegeri, după sărbători, vor veni timpuri grele. Am înțeles de la delegația oficială a guvernului că începând după 1 ianuarie sau după sărbători se vor scumpi taxele și impozitele pentru pământurile agricole de 3 ori mai mult și pentru case de locuit se va mulți atât de mult încât va crește cu 500% și se va face o evaluare a taxelor și a impozitelor nu după metri pătrați cum era înainte, ci după prețul și valoarea casei pe care o va stabili statul pentru fiecare persoană în parte. Vor veni timpuri grele. Am rugăminte la dumneavoastră, încă am restricții, distribuiți, dar mai departe, faceți un video, dați mai departe ca cuvântul lui Dumnezeu să ajungă acolo unde este nevoie. Haideți să ne rugăm, dragii mei, în seara aceasta, să ne rugăm ca Dumnezeu să coboare peste noi și să ne poarte de grijă, să ne dea înțelepciune și Duh Sfânt ca să facem tot ceea ce este corect și drept și să lucrăm după voia lui Dumnezeu. Mă voi pleca pe genunchi și vă rog să mă însoțiți în rugăciune. Părinte bun care ești în ceruri, venim înaintea ta la picioare tale să-ți mulțumim că ne iubești și ești Dumnezeul nostru, că te-ai îngrijit de nevoile noastre și nu ne-ai părăsit și ai vegheat peste noi. Te rugăm să ne ierți de tot ce te-am întristat și să le curățești prin sânge și merite Domnul Iisus de tot ce te-am întristat. Te rugăm din toată inima ca tu să ne însoțești și ne călăuzești în această oră prin Duhul tău cel Sfânt, ca el să ne dea cuvântul potrivit pe inima noastră ca să o schimbe și să o transforme după voia ta. Duhul Sfânt să fie cel care ne cercetează, ne mustră, ne îndeamnă și ne călăuzește în tot adevărul. Îți mulțumim pentru ploaia care ne-ai dat-o, îți mulțumim că tu ne iubești și încă te îngrijești de hrana și de nevoile noastre. Te rugăm pentru frații care trec prin situațiile grele cu incendiu să fie alături de ei, să le poți de grijă și pe toți pe unde sunt acolo în nevoile și problemele lor, pentru listele noastre de rugăciune și problemele noastre. Îți mulțumim și plecăm tot în brațul tău, în numele Domnului Iisus. Amin. Dragii mei, slăvit să fie Dumnezeu pentru toate, vreau să vă reamintesc în seara aceasta că proiectul nostru pentru tipărire de Biblie rămâne deschis. Domnul să binecuvânteze și să poarte de grijă pentru această lucrare. Rugați-vă pentru lucrarea aceasta și vreau să vă mai anunț un lucru înainte de a continua cu anunțul pe care îl avem de făcut. Că Dumnezeu se îngrijește de fiecare dată. V-am spus, Dumnezeu niciodată nu rămâne dator nimănui. Eu trebuia să ajung în zona Brăilei, Iașului și Botoșanului cu cărțile și pentru mine singur nu se poate, că e greu, dar n-aveam ce să fac. Trebuia să mă duc până acolo și mă duceam. Eu mă duc oriunde nu este nevoie ca să mă plâng și să mă dau înapoi. Dar Dumnezeu a făcut în așa fel încât niște frați au auzit prezentarea și m-au sunat ieri și zice, frate Liviule, ba nu ieri, zilele acestea, sâmbătă mi se pare că m-au sunat, da, ori sâmbătă, ori duminică, nu mi-aduc aminte bine. Și zice, frate Liviule, vrem să te ajutăm. Da, fraților, cu ce să mă ajutați? Zice, uite, vrem să îți ducem noi cărțile la Iași și la Botoșan. Păi zic, puteți să faceți atâta drum? Zice, da, vrem să ne ducem în vizită la părinți. Și dacă noi tot mergem în zona aceea, putem să ducem transportul care este acolo și tu să te duci către Brăila ca să nu te aglomerezi atât de mult, să te ajutăm. Slăvit să fie Dumnezeu, pentru că El se ocupă de toate lucrurile de fiecare dată. Și eu voi rămâne să merg doar în direcția Brăilei. Vreau să vă reamintesc că proiectul nostru rămâne deschis. Am spus data trecută că trebuie să mai plătim încă 600, 400 sunt plătite. Sâmbătă am făcut anunțul și am spus că mai trebuie să mai plătim încă 6.000 de lei. Dar vreau să vă spun că cineva zilele acestea ne-a dat 1.000 de lei. Mai sunt încă 5.000 de lei. Slăvit să fie Dumnezeu pentru toate aceste lucruri, dragii mei. Domnul să fie binecuvântat și îi mulțumim lui Dumnezeu în primul rând. Le mulțumim celor care s-au implicat și Domnul să poarte de grijă. Toți cei care doriți și vreți să vă implicați în această lucrare, vă așteptăm cu bucurie și cu dragoste ca să putem să achităm. Trebuia să ajung astăzi după ele. A rămas că dacă va fi nevoie le voi lua și apoi le voi achita pe parcurs. Mi le vor dărui ca să pot să vin cu ele. Înțelegeți dumneavoastră. Și apoi mi-au zis că sunt plecat, sunt în concediu, vor veni săptămâna care viitoare, săptămâna viitoare voi merge după ele. Deci ne mai trebuie încă
5.000 de lei ca să putem să achităm aceste cărți. Domnul să fie lăudat pentru toate și să fie binecuvântat. Cei care doriți, aveți numărul meu de telefon pe ecran, mă puteți contacta și haideți să tipărim, să plătim aceste cărți care sunt tipărite Biblia, costă 28 de lei și să putem să facem lucrarea. Rugați-vă pentru această lucrare, postiți înaintea lui Dumnezeu și haideți ca Dumnezeu să lucreze. Zice că unde sunt doi, puterea crește și dușmanul nu sporește. E bine ca să ne unim în rugăciune pentru orice situație și pentru frații noștri și pentru lucrare și pentru toate cele care se vor face pe pământul acesta și Dumnezeu să fie Cel care conduce toate aceste lucruri. Dragii mei, în seara aceasta am un subiect pentru dumneavoastră. Vreau să vă spun că și pentru subiectul acesta m-am rugat. Și zic, Doamne, dăm un subiect potrivit. Ca să pot să iau acest subiect, am deschis Sfânta Scriptură și am citit. Și vreau să vă spun că subiectul acesta a fost în urma rugăciunii pe care Dumnezeu mi l-a dat. Căci biserica nu se poate dezvinovăți. De multe ori evit ca să aduc aceste prezentări, că datorită ultimelor două prezentări, reclamații, restricții, chiar și anumite amenințări pentru închiderea contului și multe alte lucruri care n-are rost să vorbesc mai mult de toate aceste lucruri, dar oricum eu voi merge înainte. Și Dumnezeu mi-a dat în așa fel încât subiectul să-l aduc înaintea noastră ca să fie o continuitate a ceea ce este. Eu m-am rugat, Doamne, un subiect care să fie de actualitate, un subiect de care avem nevoie, un subiect care să facă trezire, un subiect care să facă reformă și redeșteptare în viața noastră a tuturor ca să ne putem pregăti pentru vremurile acestea. Fiindcă timpurile sunt așa cum sunt și este nevoie de trezire în primul rând. Apoi, după ce ne trezim, să fie o reformă și o redeșteptare în viața noastră, ca noi să putem să lucrăm. Dar mai presus de toate este nevoie de lucrători. Zice, rugați-vă ca Domnul să scoată secerători, lucrători, căci grânele sunt coapte. Voi ziceți că mai este mult până la seceriș, dar eu vă spun că ele sunt coapte. Singurul lucru de care este nevoie în vremurile acestea este nevoie de secerători, de lucrători, ca să lucreze în via lui Dumnezeu, dragii mei. Este nevoie de lucrul acesta. Și subiectul pe care l-am adus în seara aceasta, care are o continuitate cu celelalte și chiar știu că nu vor fi, că vor fi repercusiuni, biserica nu se poate dezvinovăți. Dumnezeu arată că biserica are o vină atât de mare înaintea lui Dumnezeu, încât nu se poate dezvinovăți. Lui Dumnezeu nu-i trebuie dezvinovățire, lui Dumnezeu îi trebuie pocăință, smerenie și umilință să fie adusă cu toată inima înaintea lui Dumnezeu. Haideți să deschidem Sfintele Scripturi în seara aceasta să vedem ce spune Dumnezeu. Deschideți împreună cu mine Roman 2 cu 14 și zice așa: neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc lucrarea legii. Este scrisă în inima lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Auziți ce spune Dumnezeu, dragii mei? Că neamurile care n-au lege, ei fac din fire lege. Care n-au lege, dar își sunt singuri lege și dovedesc că lucrarea aceasta este scrisă în inima lor, care o mărturisesc prin cugetul lor, prin gândurile lor, care se învinovățesc și se dezvinovățesc. În Ioan 15:22 spune așa: dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, cui? Poporului lui Dumnezeu, n-ar avea păcat, dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Și apoi Dumnezeu continuă mai departe și ne vorbește, dragii mei, în Roman 2 cu 1 și 2 cu 5 și spune așa: așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, pentru că prin faptul că judeci pe altul te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci aceleași lucruri. Deci neamurile care n-au lege fac din fire lege și noi judecăm și neamurile și ne judecăm și pe noi. Și zice Domnul,
tu te osândești singur, fiindcă tu care judeci neamurile, tu faci același lucru ca ele, trăiești la fel ca ele, acționezi la fel ca ele, ai aceleași gânduri ca și ele. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Crezi că te scapă numele de adventist de ziua șaptea? Crezi că te scapă numele de baptist, pentecostal, ortodox, oricine ai fi tu? Dar în primul rând Dumnezeu vorbește poporului său și spune că numele poporului lui Dumnezeu nu te va scăpa, ci judecata lui Dumnezeu nu vei scăpa de ea. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduințe și îndelungelui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu vezi tu, poporul meu, spune Dumnezeu și zice cuvântul lui Dumnezeu, că biserica nu se poate dezvinovăți. Biserica nu poate judeca pe nimeni dacă trăiește la fel, dacă face aceleași lucruri. Dar cu împietrirea inimii tale, spune Dumnezeu, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecății ale lui Dumnezeu. Dumnezeu are judecată cu poporul său. Dumnezeu cheamă la judecată. Dumnezeu poruncește ca judecata să înceapă de la casa sa. Și judecata lui Dumnezeu să înceapă cu bătrâni, cu păstori, cu preoți, tineri, bătrâni, femei și copii. Cu toate aceste lucruri, dragii mei, spune Dumnezeu, înțelegeți noastră? Cu toate acestea Dumnezeu are o lucrare și zice, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu. Biserica nu se poate dezvinovăți. Cum poate biserica să se dezvinovățească de acuzația idolatriei? Noi nu putem înțelege, spune Dumnezeu. Și aceasta e religia la care noi începem să privim de multă vreme cu atât de multă favoare și care în cele din urmă va fi adoptată de către biserică. Totuși acest lucru nu va fi efectuat printr-o schimbare în bine pentru biserică, nu vrea să se schimbe niciodată. Ci Dumnezeu trage un semnal de alarmă că biserica nu poate să se dezvinovățească, fiindcă ea ține de păcat și ea se pretinde infailibilă. Biserica va fi cea care se va schimba. Adoptarea ideilor liberare din partea sa o conduce într-o poziție în care nu va putea să se ia de mână cu catolicismul. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu și zice că majoritatea bisericilor majoritatea bisericii va forma o confederație cu omul nelegiuirii. Iar biserica și lumea vor fi într-o armonie bazată pe corupție, spune Dumnezeu. Când am citit lucrurile acestea în evenimentele ultimelor zile sau în Review Herald, care este 1 iunie 1886, scrisă de profetul lui Dumnezeu, că adoptarea ideilor liberale din partea sa o conduce într-o poziție în care va putea să ia mâna cu catolicismul. Și majoritatea bisericii va forma o confederație cu omul nelegiuirii, iar biserica și lumea se vor armoniza într-o armonie bazată pe corupție. Poate că în conducerea bisericii sunt oameni înzestrați cu o uimitoare ascuțime a minții. Descoperă defectele altora, dar tuturor acelora care se lasă trăți de acest spirit. Domnul Iisus ne zice, fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea dezlușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Cel care se face vinovat de faptele reale este cel din tâi care bănuiește fapta rea.
osândind pe altul, spune cuvântul lui Dumnezeu, ei încearcă să ascundă și să dezvinovățească răul din propria sa inimă. Pentru că prin păcat oamenii au căpătat cunoștința răului. Prin perechea de oameni, prima pereche de oameni n-a început să se învinovățească reciproc înainte de a păcătui. Și spune că oamenii când păcătuiesc, atunci au tendința să învinovățească pe alții. Și firea omenească va face aceasta în mod inevitabil atunci când nu este stăpânită de Harul lui Hristos. Aduceți-vă aminte, dragii mei, că în curând raportul vieții voastre va fi cercetat de Dumnezeu. De asemenea, amintiți-vă că El a spus: omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, tu nu te poți dezvinovăți, fiindcă tu care judeci pe altul faci același lucru. Și Dumnezeu spune: dacă voi ca biserică, ca popor al meu, dacă voi faceți același lucru ca și neamurile, vă puteți voi oare dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor? Niciodată! Fiindcă mărturisirea bisericii sau personală nu va fi primită de Dumnezeu fără o sinceră pocăință și o reformă. Trebuie să existe o schimbare hotărâtă în viața bisericii și a individului. Tot ceea ce constituie ofensă la adresa lui Dumnezeu trebuie să fie îndepărtat din ambele părți. Și din viața mea, și din viața ta, și din viața bisericii. Discutam cu cineva zilele acestea, cu un prezbiter care i-am spus: uite ce face cineva, uite ce pune pe Facebook, uite ce pune pe TikTok, uite cum se comportă, e membra bisericii. Am stat de vorbă cu ea. Când? Acum un an de zile. Și nu putem să o excludem așa dintr-o dată că trebuie să stăm. Dar nu e un an de zile, e un an, doi, trei, patru, cinci de când merge situația aceasta și nimeni nu vrea. Și zice: nu e așa cum zici tu, că este ușor să dai pe cineva afară decât să-l primești în biserică. Ci Dumnezeu zice: poți să ai mărturisire personală. Poți să ai tu, dacă nu este sinceră. Și dacă ai mărturisire, dacă nu există o schimbare hotărâtă în viața bisericii și în viața individului, tot ceea ce faci este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Poți să-l ții pe om în păcat atâta timp cât biserica este plină de păcate și nelegiuirile locuiesc acolo. Zice că ea este lipsită de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și acesta va fi rezultatul unei păreri de rău față de păcat. Sau unei adevărate păreri de rău față de păcat. Vorbind de lucrarea de pocăință, doar întristarea aceasta după voia lui Dumnezeu va produce frământare de trezire în noi. Și în momentul acela când se va face trezire, ce cuvinte de dezvinovățire va veni? Ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă! În toate să arătăm că suntem curați în privința aceasta cu toții. În zilele acestea poporul s-a depărtat de Dumnezeu. Noi vom suferi, spune Dumnezeu, consecințele păcatului, pentru că noi am păcătuit. În ce privește credința noastră, noi am pierdut puterea de discernământ, am pierdut înțelepciunea de a conduce poporul și am pierdut încrederea în capacitatea lui de a apăra și de a reabilita cauza sa. Dumnezeu este supărat pe noi, pentru că noi am întors spatele marelui conducător al universului. Am dorit să fim conduși așa cum sunt și celelalte biserici din jurul nostru. Atât de mult ne atrage muzica lor, atât de mult ne atrage cântecele lor, atât de mult ne atrage programele lor, atât ne atrag bisericile lor. Cântăm în mănăstiri, cântăm în catedrale, cântăm. Ne place jocurile de divertisment pentru copiii noștri, la fel ca celelalte biserici, companioni, juniori, licurici, lingurici, nici nu mai știi ce este, care este de la mama curvelor instaurată în rândul bisericii, ci vrem și noi să fim conduși, la fel ca și celelalte biserici din jurul nostru, întorcând spatele lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu întoarce spatele și el nu se poate dezvinovăți. Problema e că i l-a întors de multă vreme.
când păcatul a slăbit sensibilitatea morală, cel ce făptuiește răul nu vede defectele din caracterul său și nici nu-l dă seama de enormitatea răului care l-a înfăptuit. Și dacă nu se supune puterii convingătoare a Duhului Sfânt, el rămâne într-o orbire parțială față de păcatul său. Mărturisirile sincere, sau cum să vă spunem noastră, nu mărturisirile sincere, mărturisirile bisericii, degeaba sunt, fiindcă ele nu mai sunt sincere și nu mai sunt serioase înaintea lui Dumnezeu. Ele sunt făcute datorită fricii, datorită cauzei sau efectului care va veni în urma păcătuirii, dar ele nu sunt cu seriozitate de părere de rău înaintea lui Dumnezeu. Pentru fiecare recunoașterea vinovăției sale, ea adaugă în apărarea sau o scuză pentru atitudinea sa, declarând că dacă nu erau anumite împrejurări, ea n-ar fi făcut lucrul acesta sau acela pentru care este mustrată. Și de multe ori se întâmplă lucrul acesta când este biserica mustrată sau membrii. Zice, da, e adevărat, dar a fost o cauză pentru care m-am compromis și am păcătuit. Și Dumnezeu zice, degeaba îți recunoști păcatul și dai vina pe altcineva. Dar exemplul din cuvântul lui Dumnezeu cu privire la o reală pocăință și umilință descoperă spiritul mărturisirii în care nu există scuză pentru păcat sau încercare de îndreptățire de sine, aruncând vina în altă parte, spunând că dacă n-ar fi fost situația aceea, tu n-ai fi păcătuit. Despre noi se poate spune, întristarea voastră vă va aduce la pocăință. Ca să putem să ne pocăim, trebuie să ne întristăm cu privire la păcat. Când întristarea este nu după voia noastră sau după efectul cauzei lucrurilor care se întâmplă datorită păcatului, și când întristarea este după voia lui Dumnezeu, doar aceasta aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moarte. Dragul meu, de multe ori ne întristăm cum se întristează lumea. De multe ori întristarea noastră nu ajunge la pocăință, fiindcă este o întristare falsă și o mărturisire falsă care nu este după voia lui Dumnezeu. Nu există nicio dovadă de adevărată pocăință dacă nu se vede o reformă. Noi spunem că suntem pocăiți. Noi spunem că suntem poporul Dumnezeu și așteptăm ca Domnul să vină să ne ia acasă. Dar unde este dovada de reformă? Căci dacă noi am avea o dovadă adevărată de pocăință, s-ar vede în mersul poporului și al bisericii o urcare și o creștere în credință și o dezvoltare și un progres continuu în legătură cu Dumnezeu. Dar problema este că lucrul acesta nu se vede. Nu se vede reformă de trezire și de creștere, și se vede o nereformă și o scădere. De ce credeți dumneavoastră că biserica nu mai crește? Pentru că nu este pocăința adevărată. Pentru că mărturisirile noastre și sinceritatea noastră este falsă. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă dai zălogul înapoi, dacă restitui ce ai furat, dacă își mărturisești păcatele, dacă îl iubești pe Dumnezeu și pe aproapele, păcătosul poate fi sigur că a găsit pacea cu Dumnezeu. Câte zăloage nu avem noi să-i dăm lui Dumnezeu? Câte probleme nerezolvate nu avem să-i restituim lui Dumnezeu? Ce i-am furat, fie din timp, fie din valori, fie din credință, fie din viața pe care trebuie să o trăim? De câte ori nu avem să-i restituim lui Dumnezeu zălogul iubirii și al aproapelui nostru? Că dacă noi am avea toate aceste probleme rezolvate cu Dumnezeu, ne-am găsit pacea, dar poporul lui Dumnezeu nu mai are pace. Are o pace nebună și o liniște de moarte, nu o liniște și o pace de bucurie pentru împărăția lui Dumnezeu. Mulți nici nu mai așteaptă sfârșitul și nici nu își doresc o viață nouă și o lume nouă. Ei văd fericirea și bucuria în lucrurile lumii și în
tot ceea ce înconjoară pe pământul acesta. Acestea sunt efectele care se vor vedea întâi ce va urma trezirea religioasă. Și zice Dumnezeu în tragedia mea acolo la 462 și judecați după roadele noastre. Noi căpătăm confirmarea că suntem binecuvântați sau nu de Dumnezeu în salvarea oamenilor și înălțarea omenirii. Domnul nu va dezvinovăți nicio urmă de egoism. El face apel la oameni să lucreze sub supravegherea sa. Poporul este întărâtat, este furios când Dumnezeu mustră pentru a se dezvinovăți și pentru a scăpa biserica de o clasă de oameni de care se tem și pe care o urăsc. Conducătorii împreună cu biserica vor îndrepta învinuirea asupra creștinilor. Și retenia lor va aprinde mii de urmași al lui Hristos, bărbați și femei, care vor fi dați morții în modul cel mai crud. Mulți sunt hotărâți să nu părăsească drumul, obiceiul, care este moștenit nici chiar pentru a merge pe căile adevărului și ale neprihănirii. Mulți sunt hotărâți să nu părăsească drumul pe care au fost conduși până acum să se întoarcă la Dumnezeu. Mulți sunt hotărâți să nu părăsească obiceiurile și viața pe care au primit-o până acum. Mulți sunt hotărâți să părăsească obiceiul pentru că părinților, pentru că conducătorii bisericii și ai comunităților au fost și sunt astfel și ei doresc că să susțină conducerea cu toate cruzimile și cu toată corupția ei. Luând această poziție, zice Dumnezeu și tu și eu, ia uzi ce zice, dragii mei, ei refuză să primească o altă lumină mai mare decât aceea pe care au primit-o părinții lor și să îndeplinească vreo datorie pe care ei nu o îndepliniseră. Sunt mulți în zilele noastre care se țin de obiceiurile și de tradițiile părinților lor și când Domnul le trimite o lumină mai mare, ei refuză să o primească pentru că, nefiind dată părinților lor, n-a fost primită de aceștia. Noi însă nu stăm pe aceeași poziție pe care au stat părinții noștri. Ca urmare, atât datoriile cât și răspunderile noastre nu sunt aceleași cu ale lor. Noi nu vom fi aprobați de Dumnezeu dacă privim la exemplu părinților noștri pentru a ne stabili datoria, în loc de a cerceta cuvântul adevărului pentru noi înșine, fiindcă răspunderea noastră este mai mare decât a fost aceea înaintașilor noștri și a părinților noștri. Noi, tu și eu, suntem răspunzători pentru lumina pe care au primit-o și care ne-a fost dată ca moștenire. E adevărat! Dar mai suntem răspunzători, spune Dumnezeu, pentru acea lumină mai mare care strălucește peste noi din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, în tragedia veacului la pagina 163 zice așa, Hristos spunea iudeilor necredincioși, dacă n-aș fi venit, dacă nu v-aș fi vorbit, n-ați avea păcat. Dar acum n-aveți nicio dezvinovățire pentru păcatul vostru. Și putem să o aplicăm la noi. Hristos, Domnul nostru, le spune adventiștilor de ziua șaptea necredincioși, dacă n-aș fi venit, dacă nu v-aș fi vorbit, dacă n-ați avea păcat, dar acum nu aveți voi, adventiștilor de ziua șaptea, nicio dezvinovățire pentru păcatul vostru. Și pe măsură ce lumina se revarsă din cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt stăruie pentru ultima oară pe lângă mulți adventiști de ziua șaptea din adunarea noastră. Pe lângă mulți adventiști de ziua șaptea din adunarea noastră, așa cum Pilat spune în tragedia veacului la pagina 164, așa cum Pilat cu secole înainte a îngăduit mândriei și popularității să închidă inima față de Mântuitorul Lumii, așa cum Felix l-a trimis tremurând pe solul adevărului, de asta dată du-te, când voi avea timp te voi mai chema, așa cum Agripa cel mândru
a mărturisit, curând mă vrei tu să mă faci creștin? Și totuși au întors spatele soliei trimise de cer. Tot așa Carol al V-lea, spunând, supunându-se porunților mândriei și intereselor lumești, a hotărât să respingă lumina adevărului. Dragul meu ascultător, Evanghelia lui Hristos nu poate fi predicată fără pierdere. De ce atunci să mă despartă frica sau primejdia de moarte de Domnul și de acel cuvânt divin care singur este adevărul? Vreau mai degrabă să-mi dau trupul și sângele și viața. Pentru că puterea și maestatea lui Dumnezeu nu stă mai presus de orice consiliu al oamenilor, mai presus de marea putere a lui Satana. Puterea și maestatea lui Dumnezeu ne învață să stăm mai presus de toate aceste consilii omenești și mai presus de puterea lui Satana. Noi trăim în aceste vremuri cea mai solemnă perioadă a istoriei acestei lumi, fiindcă viitorul mulțimilor care suprapopulează pământul este gata să hotărască, dragii mei, destinul lor veșnic, viitorul lor. Buna noastră stare viitoare și chiar mântuirea altor suflete depinde de calea pe care noi o alegem acum. Avem nevoie să fim călăuziți de Duhul adevărului, fiindcă orice urmaș al lui Hristos trebuie să întrebe cu sinceritate: Doamne, ce vrei să fac? Avem nevoie să ne umilim înaintea lui Dumnezeu, cu post, cu rugăciune, și să cugetăm mula cuvântului lui Dumnezeu în mod deosebit la scenele judecății finale pe care Dumnezeu le va aduce asupra pământului. Ar trebui să căutăm acum o experiență fiecare dintre noi, dar să fie o experiență vie, să fie o experiență profundă în lucrurile lui Dumnezeu, fiindcă nu mai avem nicio clipă de pierdut, fiindcă evenimentele de mare importanță vitală au loc în jurul nostru. Ne găsim de multe ori pe terenul fermecat al lui Satana, ci Dumnezeu zice: nu dormiți, străjerea lui Dumnezeu, pentru că vrăjmașul vă pândește de aproape. Străjerilor, fiți gata în orice clipă, dacă zlăbiți, veghea și ațipiți. Dacă noi zlăbim vegherea, dacă noi ațipim, El va sări asupra noastră și ne va face prada Lui. Mulți sunt amăgiți în ceea ce privește starea lor adevărată înaintea lui Dumnezeu. Ei se felicită pentru faptele rele pe care nu le fac, dar uită să le amintească pe cele bune și nobile pe care Dumnezeu le cere de la ei, dar pe care au neglijat să le facă. Și zice cuvântul lui Dumnezeu așa, dragul meu ascultător: nu este suficient ca tu să fii doar un pom în grădina lui Dumnezeu. Tu trebuie să răspunzi așteptărilor sale aducând roadă. Nu doar să fii un membru al bisericii fără a aduce roadă de pocăință înaintea lui Dumnezeu. Și spune că El ne face răspunzători, pentru că noi n-am împlinit tot binele pe care puteam să-l facem prin harul Său care ne-ar fi întărit. Iar în cărțile cerului noi suntem trecuți ca unii care încurcă în locul degeaba. Cu toate acestea, dragul meu ascultător, niciun caz al acestei categorii nu este fără nicio nădejde. Pentru niciunul încă mai este nădejde. Scuzați-mă. Încă mai este nădejde. Fiindcă inima... mi s-a uscat puțin gâtul. Fiindcă inima iubirii îndelung răbdătoare încă mijlocește pe lângă noi, pe lângă toți aceia care am disprețuit mila lui Dumnezeu și care am călcat în picioare harul Său. De aceea zice: deșteaptă-te tu cel care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. În Efeseni 5 cu 14 la 16 spune așa: luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, răscumpărați vremea că zilele sunt rele, când va veni timpul de încercare, vor fi văzuți aceia care au făcut din cuvântul lui Dumnezeu regula lor de viață.
vara nu este nicio deosebire. La fel cum nici timpurile acestea nu se vede nicio deosebire. Toți suntem creștini, toți suntem sfinți, toți suntem pentru împărăția lui Dumnezeu sau fiecare ce ne imaginăm. Dar cuvântul spune așa, vara nu este nicio deosebire vizibilă între brazi și ceilalți copaci. Dar când vine crivățul iernii, bradul rămâne neschimbat în timp ce alți copaci sunt desfrunziți, sunt despoiați de toată slava lor. Tot așa, dragii mei, este cel nesincer. Nu poate fi deosebit acum de creștinul adevărat. Dar vremea este chiar la uși, când deosebirea se va vedea în curând și nu te vei putea dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu. Să se ridice împotrivirea, să capete putere bigotismul și intoleranța, să se aprindă din nou prigoana. Și cei cu inima împărțită și fățarni, spune Dumnezeu, se vor clătina și vor părăsi credința, dar creștinul adevărat va sta ca o stâncă, precum stă în timpuri de libertate, va sta și în timpuri de încercare, iar credința lui în momentul acela va fi mai puternică, nădejdea lui va fi mai strălucitoare decât în zilele de prosperitate. Dragul meu ascultător, ca biserică și ca persoană, ca membru al bisericii, nu te vei putea dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu de toată vina pe care o ai. Dumnezeu zice că biserica sa și poporul său fac adunări de rugăciune, poși și rugăciune și tot felul de lucruri de la o zi la alta și așa mai departe. Fac câte 30 de zile, 15 zile, 10 zile pentru rugăciune, pentru revărsarea Duhului Sfânt, pentru redeșteptare, pentru nu știu ce, tot felul de reforme. Dar zice Dumnezeu, nu sunt sincere. Ele nu sunt sincere. Ele sunt pline de nelegiuire. Ele ascund păcate grele. Sunt dintr-o viață nesfântă, necurățită și neschimbată. Și Dumnezeu zice, nu te vei dezvinovăți niciodată. Ce spunea cuvântul lui Dumnezeu la început, când l-am auzit la internet și am început, zice că biserica este pregătită ca să dea mâna cu papalitatea dacă nu îți va schimba viața. E timpul de împocăință și de întoarcere la Dumnezeu, că judecata lui Dumnezeu va începe de la casa sa. Și înaintea lui Dumnezeu niciunul dintre noi nu vom avea scuză niciodată. Dragul meu ascultător, trezește-te, trezește-te, cercetează-te și smerește-te înaintea lui Dumnezeu cât încă mai este timp. Vine vremea când vine iarna, vine crivățul, auziră și spusă cuvântul lui Dumnezeu? Să vină timpul când se vor aprinde din nou rugurile, când se vor deschide eșafodurile, când va începe gelozia, răutatea, dușmănia, persecuția, ura. În momentul acela se va vede cine este creștin. De multe ori dăm bir cu fugiții în vremurile acestea, când este libertate și nu rămâne de partea adevărului. Ne temem de unul, ne temem de altul, de o excludere, de o vorbărea, de o marginalizare, de nu știu ce. Dar vine ziua când vei fi bătut, când va veni timpul să te ducă să dai dovadă și mărturie de credința ta. Ce vei face în momentele și clipele acelea? Te vei desfrunzi tu, dragul meu? Te vei desfrunzi tu de slava pe care ți-a dat-o Dumnezeu pentru ca să-ți aperi pielea? Oare nu-i mai bine să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu ca să rămâi în momentul acela tare și puternic? Nu este mai bine ca din momentele și clipele acestea să iei o poziție demnă față de Dumnezeu? Eu voi încheia în seara aceasta aici și te las să te gândești. Te las să te cercetezi. Lasă-L pe Duhul Sfânt să te cerceteze până rărunchi, până te va despica în două, până nu va rămâne nimic în tine ca să te golească de tot ce este rău. Lasă-L pe Dumnezeu să caute în străfundul inimii tale și să scoată tot ce te ține departe de El. Pentru că vremea este aproape când crivățul, când persecuția, când necazul se va bate peste omenire și nu vei putea să rămâi în picioare dacă nu ești pregătit. Nu vei putea să rămâi în picioare nici măcar o clipă. Domnul să-ți poarte de grijă, dragul meu, și să te facă să te trezești și să vezi realitatea așa cum este ea.
Vă reamintesc în încheiere că am mai strâns încă 1000 de lei, mai avem 5000 de lei, dragii mei, să putem să achităm restul Sfintelor Scripturi. Slăvit să fie Dumnezeu și să binecuvânteze sufletele care au participat la proiectul acesta și pe cei care vor vrea să participe. Aveți numărul meu de telefon pe ecran. Săptămâna cealaltă trebuie să ajung după ele. Sunt așteptat la conferință pentru ca să le încarc și să le distribui. O parte vor pleca prin ajutorul unor frați care mă vor ajuta către Suceava și Iași și eu voi merge către direcția Brăilei. Dar trebuie să le achităm și pe acestea. Cine dorește și are pe inimă lucrarea lui Dumnezeu, este venit orice ajutor. Și Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei care au pe inimă această lucrare. Rugați-vă pentru această lucrare și vă aștept cu bucurie. Care vrea și mă poate contacta, o poate face că este liber. Domnul să ne ajute, dragii mei, și El să fie cu noi în toate.